Deci asta ar fi mașina, da? Da, tati, cum ți-am zis, full, dar fără piele. Și fără senzori, și fără direcție, și fără multe alte opțiuni. Aha, de, bă, și pot să mă uit, da? Pot să... Dar tati, uite-te cum îți zic, nu are o problemă. Nu are una, are clar mult mai multe. Auzi, dar văd că farurile astea sunt noi, a? Adică au avut accident, le-au înlocuit sau care e treaba? Nu, tati. Așa a fost ea din fabrică, așa e ea, bine întreținută. Mașina e bine întreținută. Păi asta bine întreținută, cum e țara asta întreținută din 89 încoace. La cât de bună e mașina, eu nu o dădeam. Dar am un necaz mare în familie și trebuie să o vând. Necazul în familie, nevasta se numește în cazul ăsta. Și jantele astea de cât ziceți că sunt? Întreb căcaturi de-astea ca să pară și eu că mă pricep, că să mor dacă știu la ce să mă uit, să nu mă dau de gol, că nu știu nimic. De 19. De fapt, de 16, dar la cât de priceput ești și dacă spuneam de 40, tot mă credeai. Am înțeles. Și câți kilometri reali prins care? Că așa am înțeles că se face. Dacă întrebi câți kilometri reali, nu mai are voie să te mintă. Clar zice tot adevărul. 190.000. 190.000, dați doar de mine. Cine știe și ăla dinaintea mea cât a mai dat și el. Deci verificați kilometri, da? Adică sigur atât sunt. Da, frate. Tu crezi că eu aduc mașini de-astea bătrâne? Sunt mașini aduse de la bătrâni. 190.000. Adevărul e că pare îngrijită. De unde a spus că e luată? Din Germania, frate. Și deși nu pare, chiar e adusă de la o bătrânică. Ivan îl chema și era taximetrist albanez. Cutia automată a spus că are, da? Ca să nu mai mestecă prost un benzină și așa niciodată nu nimerezi viteză de alea. Da, frate, cutia automată. Adică cum o cumperi, automat. S-a și stricat. Am înțeles. Și câți cai? Ca să știu și eu cu cât mă laud la băieții din cartier, că doar asta o să mă întrebi, clar. 200, frate, atât avea când era nou. Acum cred că mai are vreo 20, că restul i-a pierdut pe drum. 200, păi înseamnă că are accelerație bună, a? Da, frate, te bag în scaun. La cum derapează cauciucurile astea tocite, te bag în strâmp. Bun, poți să mă urc un pic și înăuntru să văd cum arată? Da, doar că să ai grijă să nu murdărim, că doar ce am spălat-o. Adică să ai grijă cum te trântești pe scaunul ăla, că dărâm tot interiorul. Auzi, dar tu ce zici că lucrezi? Ca să știu și eu dacă e rost de tras mai mulți bani după tine. Lucrez în IT. Adică mă joc toată ziua pe calculator și iau bani la părinți. IT? E bine, așa tati, mai mulgem niște bani de pe fraier. A, ce frumos, are și pachet M, mișto, sport. Nu știu exact ce înseamnă asta, dar am auzit că băieții caută asta. Da, frate, e țiplă mașina, cum ți-am zis. Adică dacă dai țipla jos de pe ea, se împrăștie ca puzzle-ul. Wow, și ecranul ăsta mare, îi belea. Da, cred că toate gagicile o să fie în limbă după mine. Da, frate, ecran mare. A, ecran mare. Cunoaște și ăsta la mașini, cum cunosc eu la gramatică. Hai că mi-am găsit fraierul. A, și butoanele astea pe volan? Astea oare ce fac? Da, frate, are tot ce ți-am zis. Butoane pe volan, ecrane. Eu nu aduc cazane. Eu aduc direct tigăi. Ascultă-mă, mie îmi trebuie să fie clientul mulțumit. Nu să fac eu profit. Să mare mamă, dacă nu, cu vorbele astea pot să mă înscriu și în politică. Și ai portbagaj mare și încape și valize și bagaje și tot și ceapă de la măta, că doar asta o să mai mănânci după ce vezi câți bani ai de băgat în asta. O roată de rezervă de dedesubt. Apropo de dedesubt, vezi tu ce o suși cu mașina asta. Aha, da, are de toate. Deci, care ziceți că ar fi ultimul preț? Păi, 9.000. Păi cum 9.000, când anunț era 8? Păi da. Mai am vreo 7 oameni interesați care stau la coadă. Am pădre. Mai mult sunt la coada calului decât aici la mașină. Păi dar 9.000 deja e altceva, nu știu ce zic. 8.000 era un preț, 9.000 e alt preț, nu știu dacă mă mai interesează. Să moară mă, să de unde mai fac eu acum rost de 1.000, că dacă țin așa la preț înseamnă clar că mașina e bună. Da, îmi pare rău, dar n-am cum. Doar 8.000 pot să vă ofer acum, n-am cum. Păi fii atent, bossule, cum facem. Îmi dai acum 8.000. Și mai dai peste o săptămână diferență. Sau fiți atent cum am putea să facem. Vă dau acum 1000 și 8 vă dau mai încolo pe viitor când o să mai am. Ce bă, tu n-ai bani? Ba da, 1000. Păi cum, tu ai venit cu 1000 la tine? Când anunț era 8000. Da, m-am gândit că poate mai negociem puțin.
Păi ce să negociem, bă, 90%, ești nebun? Păi da, tu n-ai pus 300% adaos comercial? Ei, pădrecu, de unde, bă, 300%, ești nebun? Păi hai să fim sinceri, ai dat mai mult de 1000 pe pavă și în 1000 s-o repari? Să moară mama dacă te minte, asta e mașina mea personală și e întreținută bine de tot. Păi și acum dacă intru pe platformă de a verifica kilometri și văd câți kilometri reale are, mai discutăm un pic la preț? Și zici că ai 1000 la tine?